Kazakhstan a împlinit 20 de ani de independență. Comunitatea diplomatică, foști miniștri ai României Emil, Constantinescu și Ion Iliescu, miniștri și deputați au subliniat în cadrul conferinței Kazakhstan 20 de ani de independență, pace și creație, importanța relațiilor dintre cele două state. Acești 20 de ani de independență a Kazakhstanului au permis acestei țări să devină inima Asiei Centrale, au permis acestei țări să devină una dintre cele mai importante țări ale Asiei Centrale și, iar important de subliniat, principalul partener politic, economic și diplomatic al României în regiune. Kazakhstanul a reușit să construiască instituții puternice care au produs la rândul lor nu numai dezvoltare economică internă, dar care au avut un rol important în dezvoltarea stabilității într-o zonă atât de labilă. Apariția acestor state independente a impus și a facilitat realizarea de relații nemijlocite, directe și diplomatice. În doar două decenii, Kazakhstanul a reușit să devină principalul exportator de energie al Asiei Centrale, un furnizor de securitate militară și politică în regiune. Statul a obținut rezultate diplomatice de invidiat în calitate de lider al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în 2010.